Situația inedită la Colegiul Vasile Alexandrii din Galați, la final de an au fost desemnați 5 șefi de promoție. Și asta pentru că nu s-a putut face departajarea între ei. Toți au fost elevi de 10 și nu doar în anii de liceu, ci începând din gimnaziu. Ce visuri au cei 5, cum au ajuns să fie copii de 10 și la ce facultăți de prestigiu din lume vor ajunge, aflați din reportajul următor. Vă declar absolvenți ai CNVA! Vă rog să mai aplaudați încă o dată. Pentru cei 5 șefi de promoție ai Colegiului Gălățean, a avea 10 pe linie nu a fost niciodată un fapt ieșit din comun. Pasionată de științele exacte, mai ales de astronomie, fizică și astrofizică, participantă și medaliată inclusiv cu aur la olimpiade naționale și internaționale, Daria Hărăbor va studia în America, la Harvard, și poate într-o zi va deveni ce își dorește. Pentru Daria, cerul este limita. Am avut așa ambiție să am 10. A fost într-adevăr o muncă continuă, dar a fost și destul de ușor pentru că profesorul a văzut că învăț, m-a văzut dedicată. Vlad Radu Ștefănuț, un alt șef de promoție din seria celor 5, are și el multe oportunități. Vlad a fost acceptat deja la mai multe facultăți din străinătate. În Anglia, la Oxford și Warwick, în Franța, în Germania și în Olanda. Totdeauna am avut 10, am încheiat și în gimnaziu cu media 10. Evaluarea națională la fel am trecut-o cu media 10. Și acum am și sistemul și liceul cu media 10, să fiu șef de promoție. Și totodată am dat bacalaureatul. Eu deja am obținut bacalaureatul în ținea specială pe care l-am promovat-o cu media 10. Două viitoare doctorițe sunt și ele șefe de promoție de aur a celui mai prestigios Colegiu Gălățean. Fetele de 10 vor face facultatea în București. Foarte multă muncă. Munca e mereu rețeta succesului și cred că încrederea în sine. Mi-ar plăcea să devin chirurg. O să văd la momentul potrivit ce are România să-mi ofere. Cu siguranță mi-ar plăcea să rămân aici. Și muncă, dar și foarte multă determinare, perseverență, pentru că chiar și în momentul în care crezi că nu mai poți, poți încă puțin. Vreau să învăț foarte bine la facultate ca să ajung doctor foarte bun. Aș vrea să profesez în România. Ultima, dar nu cea din urmă, șefă de promoție a seriei de 5 este prietenă cu nota 10 tot din gimnaziu și nu exclude ideea de a deveni într-o zi virusolog, dorință inspirată de pandemie. Va studia în Germania, la Jacobs University. Știu că am știut să învăț când trebuie și că m-am descurcat fără să mă chinui. Vreau să mă fac patolog, încă nu știu ce ramură, că este și virusolog și imunolog. Toți cei 5 șefi de promoție din acest an ai Colegiului Național Vasile Alexandrii Galați își doresc să se întoarcă acasă sau să rămână în țară după terminarea facultăților, dar doar dacă aici li se va oferi ce își doresc: respect, seriozitate și posibilitatea de a se dezvolta profesional.